Numărul sucevenilor care pot beneficia de un stimulent în valoare de 3.000 de lei pentru casarea autovehiculelor cu o vechime mai mare de 15 ani este de 2.500 pentru anul acesta. Conform noilor prevederi ale legii, persoanele fizice care vor casa o mașină mai veche de 15 ani vor primi de la primăria de care aparțin un stimulent în valoare de 600 de lei, iar de la administrația Fondului pentru Mediu 2.400 de lei. Măsura menită să mai decongestioneze străzile orașului și să reducă din presiunea creării și amenajării de locuri de parcare va fi pusă în aplicare prin programul Rabla, la care administrația locală este parteneră cu administrația Fondului pentru Mediu. Sperăm să demarez odată acest program de casare mașinii mai vechi de 15 ani. Avem o presiune la primărie. Noi am deschis, mă rog, o listă informală cu cei care doresc acest lucru și sunt foarte multe solicitări, de aceea fac public, am mai făcut numărul de telefon la cabinetul meu, la cabinetul primarului, 0230-210-678. Cei care vor să depună cereri, mă rog, să le luăm în evidență, cei care vor clarificări, să sune la acest număr de telefon. Consilierii mei sunt instruiți în acest punct de vedere. Ca o ultimă noutate, 14 octombrie spune că, mă rog, s-ar putea face conturile de utilizator, așa se cheamă ele, că fiecare primărie se înscrie pe acest suport, iar în perioada 21 octombrie-23 decembrie 2022 să se depună cereri de finanțare. Noi avem prins în bugetul pe anul acesta 1.500.000 de lei, în condițiile în care trebuia să dăm 1.500 de lei la primărie, asta însemna că avem bani pentru 1.000 de mașini, în condițiile actuale în care trebuie să dăm mai puțin, doar 600 de lei de la autoritatea locală, vom putea să casăm cu acești bani 2.500 de mașini. Doamne ajută, numai să fie funcțional programul, sper că asta să fie ultima modificare, că începând cu data de 14 octombrie să putem să urcăm pe platformă, să facem un cont de utilizator, după care să depunem cereri de finanțare. Sigur, noi avem acum o listă informală, măsura în care se va da ordinul de ministru sau, eu știu, hotărâri de guvern ce va fi. Vom intra în Consiliul Local, trebuie să dăm hotărâri de Consiliul Local, azi nu avem la ce face trimitere, că azi dau hotărâri de Consiliul Local, trebuie să pun baza legală, azi nu am, trebuie să am actul normativ de la guvern. Deci vom face din data o ședință de Consiliu Local și vom transfera în registrul oficial de registratură, în ordinea cererilor depuse la primărie în acest registru informal, ca și ordine de prioritate, după care, sigur, vom vedea, astăzi am primit cererile și doar atât. Nu știm exact forma finală a ghidului solicitantului, să vedem exact dacă sunt eligibili. Nu știm dacă toți de acolo care au depus cerere sunt eligibili. Dar tocmai de aceasta am mobilizat și consilierii mei personali, împreună cu cei de la compartimentul de transport, să fim cât mai operativi, să putem sta la dispoziția cetățenilor, pentru că, vă spun, sunt foarte multe solicitări pe această temă.